Bună seara, dragilor, și bine v-am găsit la Celebrity! Astăzi vă arătăm fața nevăzută a lumii în care trăiesc vedetele și ele au probleme atunci când vor să-și programeze nunta perfectă sau când vor să-și acceseze conturile bancare. Ce fac în aceste situații și ce s-a mai întâmplat în lumea cinematografică, aflăm chiar acum! Azi la Celebrity vom afla care sunt vedetele păcălite de hackeri și care este filmul care va deschide ediția de anul acesta de la Cannes. În plus, planurile de nuntă ale Angelinei Jolie au fost pulberate de eterna sa rivală, Jennifer Aniston. Între Angelina Jolie și Jennifer Aniston se pare că se duce un fel de război rece. Prima rundă a fost câștigată de Angelina, al cărei premiu a fost chiar Brad Pitt. Acum se pare că se fac pregătirile pentru cea de-a doua rundă, a cărei clopoțel de start este chiar clopotul de nuntă. Nunta vedetelor Brad Pitt și Angelina Jolie ar putea să se suprapună cu cea a cuplului format de Jennifer Aniston și Justin Theroux. Potrivit unei surse, Pitt a achiziționat o licență pentru nunta sa, care va fi valabilă timp de 90 de zile, iar celebrul eveniment fiind programat în luna mai. Aparent, cuplul Brad și Angelina va aștepta până după festivalul de film de la Cannes, cei doi căsătorindu-se în Franța. Însă acest eveniment se va desfășura exact în perioada în care fosta soția lui Brad, Jennifer Aniston, își va lega destinul alături de cel al lui Justin Theroux. O sursă apropiată actrițe din serialul Friends afirmă că Jen nu va fi încântată dacă va exista o suprapunere între cele două momente importante din viața actorilor, văzând această situație ca pe o bătălie în ceea ce privește cei mai râvniți invitați de la Hollywood. În mod paradoxal, ceea ce te învață cel mai bine celebritatea este să ai mare grijă în ceea ce privește viața personală. Iar asta au simțit-o pe pielea lor, la modul neplăcut, o serie de vedete a căror detalii financiare și poze nu tocmai măgulitoare au fost deconspirate de niște hackeri. Un număr însemnat de vedete de la Hollywood, inclusiv Beyoncé, Ashton Kutcher și Paris Hilton, au fost păcăliți de hackeri, iar informațiile lor personale privind finanțele au fost postate pe internet. O gamă variată de informații legate de vedete au fost încărcate pe noul site alături de niște poze deloc măgulitoare. În timp ce poliția din Los Angeles a demarat investigația, în continuare mai multe nume de la Hollywood au fost adăugate pe lista victimelor, printre care și protagonistul filmului Braveheart, Mel Gibson, cântăreața Britney Spears și veteranul filmelor de acțiune Arnold Schwarzenegger. Beyoncé și Ashton au discutat deja cu poliția despre această fără de lege, însă nu vor oferi niciun detaliu presei până când nu vor afla mai multe cu privire la obținerea informațiilor. Problema degradării mediului înconjurător ar trebui să ne îngrijoreze pe toți, ceea ce, din păcate, nu se întâmplă. În schimb, unii oameni se preocupă intens de acest lucru, ajungând chiar la extreme, la ceea ce se poate numi ecoterism, adică un fel de terorism făcut în numele binelui. Cel puțin așa am înțeles noi din trailerul acestui film. Pelicula The East relatează povestea unei organizații anarhiste care nu are la suflet corporațiile mari, în special acelea care produc foarte multă poluare. Spy on us, we'll spy on you. Poison us, we'll poison you. We will counterattack 3 corporations in the next 6 months for their worldwide terrorism. And this is just the beginning. Deși a luat premiul Oscar pentru cel mai bun rol feminin, Jennifer Lawrence este totuși una dintre actrițele mai puțin experimentate ale Hollywoodului. Iar căzătura ei de pe scări nu face decât să ne confirme asta. Ascensiunea ei este totuși relativ rapidă. Vom vedea în continuare care a fost traseul actriței de la debut și până azi. Actrița Jennifer Lawrence și-a făcut debutul în 2006 cu drama romantică Garden Party. După 2 ani și cu 3 filme la activ, Jennifer a făcut un pas major în cariera sa cu drama Winter's Bone. Acesta primind premiu după premiu pentru interpretarea sa extrem de apreciată. Ea a fost nominalizată atât pentru Globul de Aur, cât și pentru premiul Oscar. Această parte a carierei a pavat drumul către un 2011 foarte încărcat, an în care aceasta a apărut alături de Mel Gibson în pelicula The Beaver, iar în producția X-Men First Class, actrița a interpretat personajul Raven Darkholm. Însă, 2012 a reprezentat apogeul său, timp în care aceasta a jucat celebrul rol al personajului Katniss Everdeen din filmul The Hunger Games. I can't believe every day that I wake up, I'm like, what? All of it. My whole life is just weird.
Actrița a interpretat și în comedia romantică Silver Linings Playbook, rol pentru care aceasta a primit Globul de Aur pentru cea mai bună actriță. Wait, sorry. What do I do? I thought there were going to be questions. Oh, good. Come on, ask questions. This is so awkward. Câteva luni mai târziu, Jennifer a primit premiul Oscar, iar de această dată a găsit o modalitate de a face față conferinței de presă. Oh, what was the process? I don't know. I just woke up and tried on the dress and it fit, thank God. And then I took a shower and I don't know what I was. That's what I did. And then I got my hair and makeup done. And then I came to the Oscars. I'm sorry, I did a shot before I... sorry. Acum, una dintre cele mai râvnite actrițe de la Hollywood va putea fi văzută în cinematografe la sfârșitul anului 2013, în producțiile The Hunger Games, Catching Fire și în drama Serena, unde din nou face echipă cu Bradley Cooper. Nu știm dacă mai există cineva pe lumea asta care să nu fie auzit de Harry Potter. Aventura micului magician, fiind una dintre cele mai bine vândute povești din toate timpurile, atât sub formă scrisă, cât mai ales sub forma celor 8 filme ale francizei. Vom vedea în cele ce urmează câteva cifre absolut impresionante privind universul Harry Potter. 2010. Nicio franciză din zona cinematografică n-a avut un succes atât de impresionant precum povestea lui Harry Potter, o serie ce conține 8 filme în care nimic nu a stat în calea lor timp de 10 ani. Seriile au încasat 7,7 miliarde de dolari, plasând filmul pe locul întâi în lista francizelor, situându-se înaintea producțiilor Star Wars, James Bond și Batman. Fiecare parte a fost o producție complexă, costisitoare și compactă, în care Daniel Radcliffe a solicitat 160 de perechi de ochelari, în timp ce un număr de 600 de uniforme școlare a fost create doar pentru ultima parte a francizei, The Deathly Hallows Part 2. Celebra cicatrice a lui Harry Potter a fost desenată de 5800 de ori, atât de Radcliffe însăși cât și de dublurile sale. Cu toate acestea, nu chiar toate statisticile asociate filmului au fost atât de impresionante. Până la urmă, franciza nu a câștigat niciun premiu Oscar, în ciuda celor 12 nominalizări primite pe parcursul anilor. Se pare că filmul Ultimul Exorcism a avut un nume cel puțin înșelător. Asta pentru că Ultimul Exorcism n-a fost deloc ultimul, el având acum parte de o continuare. Și numai bine, acesta poate profita de atenția care s-a acordat în ultima vreme Vaticanului. Doar se știe că acolo se află majoritatea experților în acest domeniu, cel puțin cei care nu se află după dealuri. Do you know where you are? What month it is, what year? Titlul acestui film, The Last Exorcism Part 2, poate să pară destul de stupid, însă asta nu înseamnă că nu este extrem de înfricoșător. În prima parte, Ashley Bell a interpretat rolul protagonistei, o tânără posedată. Acum, în această parte, Ashley s-a întors și e mai flexibilă ca niciodată. It's interesting. I actually they didn't know that I could do the backbend when I went to do the first film. I'm not a contortionist. I actually didn't know that I could do it until I was playing with some things. I was experimenting with some things and I found that backbend and I showed the director Daniel Stamm the night before filming in the hotel lobby. I said, "I can do this. Can you use it?" And I went to the backbend and he said, "Okay, so you stay there and I'm going to rewrite some stuff and I'll see you tomorrow." Whatever you're running from, we'll find you here. So, are you from Cult in the Woods or something? Producătorul filmului este Eli Roth, pe care cu siguranță îl cunoașteți ca fiind Bear Jew din filmul Inglourious Basterds. The sequel is fun because the main character has absolutely no memory of what happened to her in the first film. We do a recap at the beginning so the audience knows, but our main character now has no memory of the possession, no memory of the exorcism. She just knows something terrible happened to her and her family was killed and she's trying to move on with her life. What's cool about finding Nell in this environment is she's been completely emotionally and mentally and psychologically destroyed from the first film. And building that character was like piecing together a cracked cup. You know, you're finding the pieces that go back together and some pieces are missing. And it's in those missing pieces that the devil just slips right in. Obviously, that's not me. I wish you all right. I saw that picture downstairs. You look just like your brother. Really?
I'll let the girl go. One. Two. With The Last Exorcism Part 2, fans can expect a scary night at the movies. We know that people loved the freaky possession stuff from the first film. It really, really worked with audiences. So we wanted to really, really deliver on that in the sequel. So when you go to the movies, you will be grabbing your date's hand, you'll have your head buried in your date's shoulder, and one of you will not want to sleep alone at the end of the night. It's a perfect date film. Iar noi tocmai am aflat de ce oamenilor le plac filmele horror. Se pare că Ishlibel este cu siguranță persoana cu care îți vei da întâlnire pentru a viziona un film de groază. Watching a scary movie in a packed theater is literally like being in an amusement park. When you feel those scares in the audience, it's just huge. And what's great about this film is it's creepy, and there are scares that climb under your skin and visceral scares, and it draws you in ever so carefully and then just scares the holy hell out of you. He's still out there. Who is? The demon. Partea a doua a filmului, The Last Exorcism, poate fi văzută acum în cinematografe. Și cine știe dacă va avea un mare succes și poate va avea de această dată un titlu care să aibă sens. The devil never has a last exorcism. We're gonna make it better. I promise. A piece of him is nu există nicio urmă de îndoială că americanii nu prea fac filme din care să iasă dezavantajați. Iar Argo, câștigătorul Oscarului din acest an, nu face excepție. Ba dimpotrivă, iranienii consideră că americanii au făcut pe ei să arate prost, așa că s-au șifonat puțin și și-au pus avocații la treabă. Thrillerul extrem de apreciat în care Ben Affleck se află în calitate de regizor cât și de personaj principal a fost extrem de criticat în Iran pentru redarea unei viziuni nerealiste privind țara și poporul Iranului. Deja interzis în cinematografele din Iran, autoritățile acestei țări sunt pe punctul de a deschide un proces împotriva realizatorilor acestui film, incluzându-i aici pe Ben Affleck și producătorul George Clooney. Filmul care a câștigat premiul pentru cea mai bună peliculă la ediția din acest an a premiilor Oscar este bazat pe o poveste reală a unui agent CIA, Tony Mendez, interpretat de Ben Affleck. Tony Mendez a efectuat o misiune pentru salvarea 6 diplomați americani aflați în Teheran în 1979. Un număr însemnat de politicieni din această țară au afirmat că oferirea unui premiu atât de prestigios unui film ce abordează o temă anti-iraniană este un atac la adresa națiunilor. Multă lume este circumspectă față de noul film adaptat după celebrul roman Marele Gatsby. Aceiași oameni se îndoiesc că Leonardo DiCaprio va face un rol mai bun decât a făcut Robert Redford în urmă cu aproape 40 de ani. Ceea ce am văzut până acum în trailer arată totuși excelent, atât de bine încât filmul lui Baz Luhrmann va deschide unul dintre marile festivaluri europene de film. Ce anume, vedem chiar acum! Noua producție a lui Baz Luhrmann, The Great Gatsby, a fost confirmată ca fiind pelicula de deschidere a festivalului film de la Cannes din acest an. Drama romantică, în care interpretează Leonardo DiCaprio, Kerry McGulligan și Tobey Maguire, va deschide evenimentul ce va avea loc pe 15 mai. Totodată, filmul va prezenta cea de-a doua apariție în format 3D din cadrul evenimentului, după producția din 2009 a animației Up. După primirea acestei vești, Luhrmann, în vârstă de 50 de ani, a cărui debut se află alături de filmul Strictly Ballroom, proiectat acum 20 de ani la Cannes, a afirmat că acest festival a fost întotdeauna apropiat sufletului său. Anul acesta, festivalul de film de la Cannes va atinge un număr de 66 de ediții. Evenimentul se va desfășura între 15 și 26 mai, iar legendarul Steven Spielberg va prezida juriul. Până când va veni momentul să vedem cea de-a treia parte din seria Marea Mahmureală, avem ocazia să ne delectăm cu o mahmureală mai micuță sub forma unui film produs de aceiași oameni. 21 de ani fiind vârsta legală la care americanii pot consuma alcool. Bineînțeles că trebuia făcută și o comedie pe tema asta. This is your 21st birthday. Here we go. This is the day that you become a man. In the United States of America, Bald Eagles and Budweiser, you go out and drink. Și așa începe cea mai frumoasă aniversare a lui Jeff Cheng. Filmul 21 and Over prezintă cea mai reușită aniversare din viața lui, noaptea în care plinește 21 de ani. În Statele Unite ale Americii, această vârstă reprezintă momentul în care în mod legal îți este permis să consumi alcool, așa că există o obligație morală să te îndopi cu tot alcoolul pe care nu l-ai consumat în primii 20 de ani de viața ta. In the US, they make you wait till you're 21. Yeah. And it's such a long time. I mean, 21, you're not a baby. Yeah. So when you're finally able to drink, it's a big deal. I'll be 21 forever! I think turning 21 is a really important rite of passage because you, you'll never get that back. It's like that feeling of,
losing your virginity, maybe. I don't know. It's like you're something you're never gonna not be able to do. Hey, how are you doing? Happy birthday. Hey, meet my oldest friends, Miller and Casey. We used to tear shit up in high school. Casey, nice to meet you, Nicole. Wow, that's quite a firm shake. It's because he masturbates a lot. Oh. Oh yeah, me too. I can't get to sleep without flicking the bean. What? Wow, well, I guess we already have a lot in common. That's great. Yeah, I masturbate a lot too. He does. Like a lot. Oh. It's weird. And weird places too, like malls, bathrooms, handicap stalls. Maybe some more, they're bigger. Maybe some more spots you jerk off in, Miller. Sometimes I wear flannel. Maybe I feel like a lumberjack. Această aniversare va fi pentru Jeff Cheng o noapte pe care cu siguranță nu o va uita niciodată. Asta înseamnă că se vor petrece foarte multe lucruri ciudate, care vor plasa producția între clasicul film The Hangover, Project X și comedia American Pie. Pentru actor, această pelicula a reprezentat o experiență deosebită. It's actually weird because you're kind of working, but you're not because they just want you to party and film it. And that's pretty rad to get paid to do that. Yeah, that was pretty awesome. Yeah. Oh my god. I just drank you more. You drank so much. It's awesome. Yeah, I drank a lot. Where's my son? Well, we watched Cold Case, made paninis, then went to bed. Jeff Chang's dad is gonna honor kill him. I said an awesome idea. He's still breathing, right? Who cares? One more party, and then we'll go home. You sure this is the right address? How are we gonna get him down? We're gonna throw him off. What? No. I've done this 1,000 times. Oh my god. Did we just kill Jeff Chang? Me and Skylar jumped off the roof. We jumped into cardboard boxes. Yeah. And that was awesome. Which the guy's like, yo, it feels like pillows. No, it doesn't, like, homie. It feels like cardboard boxes, dude. Like corners and stuff. Yeah. After this movie, I no longer do my own stunts. Acest film este destul de deschis, așa că cel mai bine este să te faci comod și să te bucuri de aceste momente. Dong Shlong Pong. The best ever. Dong, in the title. Shlong, and Pong. Pretty awesome. I bleeped. Why do we only get three words? Because this should have like a whole paragraph of how awesome this movie because, is. Because, Justin, sometimes there's rules. There's okay? rules You can't to things? Just run this naked freely. With a teddy bear strapped to your dong. Yeah. Because you want to, man. Jeff Chang, this is your 21st birthday. This is the day that your best friends take you out. I'm 21. Blackjack mother. This is the day that you become a man. I feel really alert right now. I feel like Spider-Man. Pregătiți-vă de râs alături de pelicula 21 and Over, acum în cinematografe. Did we just kill Jeff Chang again? Do you know this guy? Why, because I'm Asian? We don't all know each other, you racist mother... Whoa. Este adevărat că evoluția tehnologică și popularizarea rețelelor sociale au făcut ca interacțiunile umane să fie mai ușor de întreținut. În același timp, anonimitatea pe care acesta oferă este foarte tentantă pentru cei cu intenții nu tocmai onorabile, după cum ne arată și trailerul filmului Disconnect. Looking at Ben, can you please not do that at the table? He is. Is he a girlfriend? Girlfriend? You type away. This is a client. I gotta take this. Alright, dude, I found it. What do we write? My name's Jessica. I loved your song on your page. It touched me. Hey boys, doing homework? Or that? Hey. Have you used a MasterCard for something? No. I wanna know why the credit card isn't working. This guy has all your information. Do you visit chat rooms, message boards? Sometimes. Who wants to go private tonight? Mm-hmm. Wow, you're really hot. You're a puma. What's a puma? It's like the step before a cougar. Oh my god. I'm a reporter. I was wondering if you would let me interview you. I don't know. Everything you do, someone out there can see. Did you know anything was going on? Oh my god! You need to pull it together. I'm his father. I'm looking for answers. Are you really 18? I'm almost 18. Were you intimate with the boy? Absolutely not. What do you think the cops are gonna question this guy? They can't do anything without concrete proof. I'm gonna find that guy myself. You ever mention anybody named Jessica? The FBI came to see me. The FBI? Are you kidding me? The house is gonna get raided. Give me your phone, Kyle.
You're the one who exploits people. He harassed my son. I'm sorry. Get out of my sight! Drama Disconnect prezintă pericolele internetului și cele ale rețelelor de socializare și impactul pe care îl creează acestea în viața de zi cu zi. Pelicula Disconnect poate fi urmărită în curând în cinematografe. Trust me? No. Chiar dacă spune că este bazat pe fapte reale, acest film de groază folosește o rețetă devenită deja clasică, și anume mutatul unei familii într-o casă care ascunde un secret întunecat, de data aceasta sub forma unei fantome care bate din palme. Când te muți într-o nouă casă, întotdeauna este bătaie de cap. Dar când afli că noua ta locuință este bântuită, atunci totul devine un coșmar. Precum cazul acestei familii fericite din horrorul The Conjuring, care în curând va fi în cinematografe. Clap. I'm gonna get you now. I can hear you breathing. You took your blindfold off. I win. I was in Christine and Nancy's room. Girls, it's way past your bedtime. Dragii mei, rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate cu subiecte la fel de interesante. Urmează La Celebrity, momentul adevărului. Ce se ascunde în spatele problemelor din ultima perioadă a vedetei pop Justin Bieber și care este fotbalistul cu cea mai impresionantă garderobă?